Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție România de nota 10. De data aceasta suntem în periferia Timișoarei, în localitatea Dumbrăvița și discutăm despre oameni care fac bine nu doar de sărbători, nu doar cu ocazii speciale, ci în fiecare zi. Suntem la Banca Regională de Alimente Timișoara, alături de Hana Ceazar, fondatoarea acestei instituții. Hana, mulțumim foarte mult că ai venit alături de noi. De fapt, noi am venit astăzi la tine în vizită, ne-ai primit și astăzi vreau să te provoc să trecem puțin prin toată aventura asta care a însemnat fondarea Băncii pentru Alimente Timișoara și cred că ați făcut și mulți kilometri, dar ați și umplut multe burtici și ați dat și foarte multe lecții de viață, pentru că una din misiuni este aceea de a învăța comunitatea ce înseamnă anti-risipă, ce înseamnă să evităm această risipă. Dacă îmi permiți eu să sar direct la prima întrebare, respectiv, cum a început acest întreg periplu cu Banca pentru Alimente Timișoara și cum ai pus prima cărămidă? Asta mă interesează foarte mult. Înainte de toate, mulțumesc și suntem bucuroși că ați venit la noi. E o onoare pentru noi să fim vizitați de voi. Și, într-adevăr, acum când mă uit puțin în urmă, nu pot să vă spun decât că sunt foarte recunoscătoare pentru toată lumea asta care a venit spre noi și au deschis porțile. Vorbesc, în primul rând, de donatorii de produse care susțin activitatea concret, pentru că fără aceste alimente și aceste produse pe care noi le primim, nu am putea ajuta atâția oameni. Banca Regională, și se numește Regională pentru că ajutăm în întreaga regiune, avem organizații în Timiș, Caraș, Hunedoara și Arad și sunt organizații care au programe socioeducative. Am făcut un periplu și am vizitat foarte multe organizații în acești 4 ani pentru a reuși să îi cunoaștem bine, să vedem care sunt concret nevoile lor. Și vreau să vă spun că pentru noi a fost o mare bucurie să vedem câți oameni cu o mare sunt dispuși să facă bine și ajută în comunitate. Practic asta este partea cea mai frumoasă, că Banca pentru Alimente e un liant între donatorii de produse și oamenii, semenii. Noi nu am putea să facem munca aceasta fără aceste organizații. Ei sunt prelungirea mâinilor noastre și ajung la în mânuțele oamenilor. Hrana aceasta care noi o salvăm de la risipă, suntem undeva la 1500 de tone salvate în 4 ani de zile. Să vă închipuiți că într-un camion mare încap 22 de tone și dacă faceți un calcul puteți să înțelegeți cam de aici și până unde am putea ajunge cu toate alimentele care, prin bunăvoința oamenilor, companiilor, dar în primul cu ajutor de sus, am reușit să le salvăm și iată au devenit porții de hrană. Mai ții minte cum a fost la început chestiunea asta de noțiunea de bancă pentru alimente ne duce cu gândul la noțiunea de food bank, cea occidentală, exact. Da, din partea americană, care cumva are același scop, respectiv, sigur, să aducă mâncare pe mesele celor care au nevoie cel mai mult și să prevină risipa. Cum a fost la început? Cum au perceput cei din comunitate inițiativa voastră de a veni în sprijin? Au fost reticenți? Poate că a fost chiar o nevoie? A fost o mare nevoie. Noi am deschis banca în anul când a fost pandemia, în plină acțiune, criză, da. În 2020, și vreau să vă spun că am început în septembrie, în jurul datei 29, care este Ziua Mondială de Combatere a Risipei Alimentare, deci nu e întâmplător nici această dată și deschidere. Și aveam deja în octombrie 30 de asociații înscrise cu contract și încă nu aveam produse. Și a fost așa cumva o mare dorință noastră să putem să ajungem să batem la porțile companiilor, să ne deschidă porțile și iată să salvăm împreună aceste alimente. Am avut primele contracte în octombrie, apoi noiembrie și deja la finalul anului aveam 37 de tone de alimente salvate și donate. Adică n-a fost întâmplător nici asta, că practic oamenii din comunitate și companiile au venit în sprijinul nostru. Și asta este, repet, nu este întâmplător nicio întâlnire cu oamenii. Ceea ce vreau să spun este că poate
multă lume știe și ne cunoaște din postări, noi suntem destul de activi și pe canalele de social media pentru că este modul cel mai apropiat să povestim concret ce facem, cine vine în sprijinul nostru, cine ne susține. Practic nu suntem banca niciunui partener, suntem o organizație non-guvernamentală și asta este bine să se știe și acționăm cu donații și sponsorizări. Și pentru fiecare acțiune și ca să susținem activitatea am avut acest sprijin, nu lucrăm prin fotosinteză, da. Adică trebuie să putem să deținem depozitul cu frig, mașini cu frig, fără de care activitatea nu poate să fie. Provocările nu au fost puține. Aia voiam să întreb, mă gândesc patru că ani am fost smooth sailing. Nu a fost și am început poate mai greu cu mașini second, cu depozit închiriat într-un spațiu mai mic, după aceea am trecut la acest depozit care în sfârșit ne răspunde la ceea ce avem noi nevoie concret, zilnic pleacă și vin alimente, vin și pleacă alimente, poate uneori și o tonă pe zi. Poate... E mult, e puțin o tonă? Unii colegi îmi spun că e puțin. Colegii, noi suntem 9 bănci regionale în întreaga țară și ne ajutăm foarte mult între noi și partea aceasta de documente și avem o gestiune specială numai a băncilor pentru alimente ca să ne facilităm partea de gestiune, să fie totul cu trasabilitate, pentru că asta e un lucru important când e vorba de siguranța alimentară. Dacă și fără asta toate aceste, sigur, fără toate acestea, nici nu am putea să facem munca de zi cu zi. Și într-adevăr, am început mai greu, dar între timp, iată, avem acum 3 mașini cu care ne facem zi de zi munca. Bucuria cea mai mare a venit anul trecut după un fundraising de aproape 9 luni de zile. Când mă gândesc la 9 luni, mă gândesc și la altceva, că nu e întâmplător, da. Că după o așteptare lungă și o muncă asiduă, am putut să ne luăm această camionetă, care ne ajută foarte mult în activitate. Eu spun că mașina asta este mașina comunității, pentru că am avut parte de oameni cu suflet mare, de la renunțarea poate la banii din pușculița unui copilaș care ne cunoaște și a zis eu vreau să ajut pe Hana și echipa să ajute și alți copilași, pentru că eu am destul Lego. Și asta pentru mine a fost, mi-a ridicat cumva mingea la fileu, în sensul că trebuie să spunem ce facem și să povestim și să chemăm oamenii că pot să facă bine. Exemplul lui Luca pentru mine este, îl țin mereu în suflet și îl spun deseori, pentru că nu e puțin lucru, un copilaș să decidă să facă bine. E clar că putem să ajutăm copiii și toți oamenii să știe despre ceea ce facem. Risipa alimentară este un subiect larg și sunt o serie de normative care ajută companiile să poată să doneze către băncile pentru alimente, iar noi suntem operator colector la Ministerul Agriculturii și asta este un lucru bun pentru că deschidem porți către noi parteneriate. Și atunci e foarte binevenit aceste demersuri. Vreau să spun doar și că risipa, cea mai mare pondere o are în gospodării, iar cu asta încercăm acum de curând, din anul acesta, avem ateliere sustenabile, educaționale, unde încercăm împreună cu organizații partenere și cu parteneri să cumva să ajutăm și să se înțeleagă clar ce putem să facem concret ca gesturi. Am fost deja în vizită și am și făcut ateliere în organizațiile cu care deja colaborăm. Mă refer la Casa Olarului, la Rudolf Walter, unde sunt copii de diferite vârste, cu care efectiv împreună am făcut aceste ateliere. Am văzut imagini, scuză-mă că te întrerup, am văzut foarte multe imagini cu oameni care efectiv s-au coalizat acolo în cadrul atelierelor. Le veți desfășura pe tot parcursul verii, dacă pe tot parcursul verii. Fiecare miercuri, da? Da, fiecare miercuri, da. Este dedicat pentru organizațiile partenere. O să mergem și în județul Arad
și în Carea și Hunedoara și avem această ocazie să fim și alături de comunitatea pe care noi o ajutăm într-un mod concret, pentru că considerăm important nu doar să luăm alimentul și să-l dăm, considerăm că este important să facem acest raport uman care se leagă, da? Această întâlnire pe care o facem cu semenii noștri. Și eu am rămas foarte uimită și mișcată de ochii aceia luminoși care, dincolo de faptul că au încercat în felul lor să ne mulțumească, au văzut și au înțeles ce mult efort depunem să salvăm aceste alimente și cred că e o chestie de feedback. Prețuim semenii pe care îi ajutăm, dar și ei ne dau această prețuire înapoi și pentru noi foarte important. Cine sunt beneficiarii voștri? Că tot vorbim de oameni la care mergeți voi în vizită, da, în antiteză cu ce am făcut noi astăzi, dar totuși mergeți la foarte multe comunități, de la cămine, la centre rezidențiale. La copilași mergeți foarte, foarte des, da, și nu doar la aceștia. Cine sunt acești oameni și cam care e relația voastră cu ei? Asta este o mare provocare și ne bucurăm să putem să îi cunoaștem, pentru că e vorba de un real feedback și noi suntem oameni și avem nevoie de această confirmare că munca noastră e valoroasă. Și sunt întâlnirile pe care le avem pline de bucurie și recunoștință. Mergem în comunități unde avem organizațiile partenere. Cum spuneam, sunt centre rezidențiale unde sunt copii în plasament, centre de zi unde sunt persoane cu dizabilități și copii cu dizabilități, în la cămine de vârstnici și mergem și la foarte multe familii. Sunt, de exemplu, after school-ele sociale, uh-huh, unde copiii după școală sunt susținuți să-și facă partea de teme și să învețe chestii noi. Și acolo iar li se oferă o masă și o gustare. De multe ori, când sunt mai multe alimente, pot să le dăruiască acasă și un pachetel. Și cumva dă plus valoare acestui proiect socioeducativ. Adică pentru noi e foarte important și valoros această continuitate. În sensul că nu e doar despre hrană. A hrăni burticile e vorba și de un plus de valoare și e vorba de a hrăni speranța până la urmă. Adică susținem pe tot parcursul acesta educativ. Eu vreau să vă mai zic un lucru care l-am la inimă. Unul din partenerii regionali, pentru că avem deja multe contracte aici, la Firul Ierbii, și pentru mine asta e o mare bucurie și o recunoaștere din partea comunității, care au decis în acești 4 ani să ne susțină și în primul rând să salveze aceste alimente. Și am trimis spre una din organizații într-o zi, am decis cumva așa fugitiv și am trimis spre această comunitate produsele donate de acest partener și după 2-3 ore am primit o fotografie care m-a uimit și bine zis că mi-au dat lacrimile. O bătrânică nu primise un tort de 40 de ani, oh, da, și s-a nimerit că fix în ziua în care eu am decis, mm-hmm, cu colegii că trimitem aceste prăjituri și torturi spre comunitatea respectivă, să fie ziua ei. Și atunci îți dai seama și realizezi că nu este nimic întâmplător și că poate trebuie doar un pic, uneori un pic mai mult efort să facem și să ajutăm concret, pentru că asta mi-a arătat că ceea ce facem este bine. Și puteți închipui ce înseamnă să primești un tort după 40 de ani. Poate că copiii sau alte rude nu și-aduc aminte de dânsa, dar cumva și pentru organizație a fost un feedback foarte important și a zis că numai împreună putem să facem lucrurile așa, că nu, n-ai cum singur. Reușiți să ajungeți în comunitate și prin aceste minunate gesturi pe care le faceți, cum ai spus, întâmplător sau poate nu neapărat.
și ne auzim foarte des în comunitate, mai ales în preajma sărbătorilor la colectele pe care le organizați. Ne-am auzit și anul acesta de Paști, ne vom auzi și de Crăciun. Știu că facerea de bine se face pe tot parcursul anului, cred că voi știți asta cel mai bine, dar importanța tinerilor care se implică probabil an de an și stau acolo două zile, trei zile, cât este nevoie pentru a explica oamenilor de ce este important ca din săculețul pe care îl iau din supermarket să mai pun acolo în cutiile acelea pe care le amenajați în supermarketurile partenere, le explică foarte mult, iar implicarea voluntarilor, mă gândesc că e o mare parte din tot ce înseamnă, din tot acest conglomerat care se numește Banca pentru Alimente. Spune-ne puțin despre oamenii cu care lucrezi și care vin aici fără să ceară nimic în schimb decât experiența pe care o au cu voi și cu cei la care merg. E un minunat lucru și deja suntem în al doilea an în care colecta pentru alimente e un punct important pentru bancă, a devenit cumva o emblemă sau un, nu știu dacă brand să spun neapărat, dar e clar, am stabilit că sunt doar 3 zile de donație în care și cu magazinele partenere avem această colectă. Practic se pregătesc magazinele cu toată partea de audio, cu vizualuri, cu cutiile pregătite pentru colectă. Și partea cea mai frumoasă a fost și este întâlnirea cu voluntarii, pentru că voluntarii sunt colecta. Și asta în acești ani, 4 ani de activitate, ne-a uimit. În sensul că am crescut, gândiți-vă că avem în jur de 100 de magazine pe regiune și nu e puțin lucru să găsești oameni voluntari în celelalte județe, adică unde sunt mai îndepărtate de noi, să mergi să-i instruiești, să mergi să-i vizitezi. Și atunci am făcut foarte multe ședințe pe Zoom, pe tot ce înseamnă live. Și am rămas atât de surprins să vedem cum comunități mici, pot să spun Făget, să se adune într-un magazin aproape 2 tone de alimente în 3 zile. Vă dați seama cum s-a mișcat comunitatea aia, pentru că au văzut niște oameni concreți care au propus. Până la urmă, noi nu obligăm, nu tragem de mânecuțe pe nimeni. Au văzut concret oamenii care au spus: noi strângem aceste alimente pentru semenii care sunt în nevoie. Alte minuni sunt tinerii studenți sau tineri liceeni care au venit colectă de colectă și au mobilizat din nou o maree de lume, magazine în care s-au adunat alimente care poate că mai de mult nu se întâmplau aceste numere mari. Adică noi am rămas foarte surprinși la un moment dat, noi aveam mașinile disponibile și cum sunau magazinele, tinerii din magazine, eram pregătiți să mergem să ridicăm pentru a goli cutiile. Și deja ne așteptam, știam că urmează să sune un anumit grup dintr-un anumit magazin. Și au fost foarte mândri și sunt voluntari dintr-o organizație parteneră. Și am întrebat: ok, dar ce v-a mânat să veniți să faceți lucrul acesta? Era prima dată. Și a zis: voi ne ajutați pe noi tot anul. Vrem să facem și noi ceva pentru alți oameni care nu pot să ajute. Deci dintre beneficiari. Exact. Dintre beneficiari s-au implicat, efectiv. Da. Și asta e, adică ce poți să speri mai mult când vezi că într-adevăr comunitatea vine spre noi. Sigur, e multă muncă și e partea aceea care e foarte importantă și am văzut întâlnirea cu oamenii. Vorbesc aici de oamenii din companii care până la urmă tot oameni sunt, pentru că când spui companie totul așa mare și grandios. Să vă gândiți că oamenii care selectează produsele din magazine sunt tot oameni și care au ales ca din timpul lor să dedice, să pună aceste produse, să le pregătească, pentru că dimineața la ora 9 vine Banca pentru Alimente să ridice produsele. La noi e programul destul de clar, dimineața se fac colectările, mai ales în timpul verii începem și mai devreme, deja la 7:30 mașina pleacă de la depozit, pentru a putea să facem colecta cât mai repede, în timp util, ca până în ora 3-4 aceste produse deja să fie pe mesele organizațiilor, să le poată pregăti, să poată procesa produse, dacă avem, de exemplu, legume, să poată deja să facă mâncare, o ciorbiță sau
în funcție, ei și-au adaptat meniul și asta e frumos și în funcție de ce vine de la bancă și e o reală economie pentru organizațiile non-guvernamentale care nu sunt bugetate de stat și care ca să ofere, de exemplu, masă caldă pentru 60 de persoane, nu e puțin lucru. Și au mari provocări și atunci de multe ori și imediat după pandemie ne-au spus din Caransebeș, de exemplu, surorile franciscane spuneam, fără voi noi am fi închis de mult. Adică, pentru că, vă spun, toți funcționează cu proiecte, sponsorizări, donații și de multe ori tot te uiți. Nu poți ajuta 60 de oameni, ajut numai 30. Atunci, cu ajutorul de la noi, a fost un pic mai ușor și pentru ei. Vorbim în continuare în contextul în care aveți această activitate deja de 4 ani. La un moment dat se vehicula procentul de 25%-30% risipă alimentară din rândul gospodăriilor, în primul rând. Mai este aceasta o realitate și asta și în antiteză cu activitatea pe care o aveți voi, iată, instituții care nu au de unde să-și procure într-o lume a abundenței, să zicem așa. Eu sper din toată inima ca aceste statistici să se schimbe. Pot să spun realmente că munca noastră a crescut substanțial. Adică, cum ziceam, sunt zile când avem o mișcare de o tonă, dar poate avem și de două tone. Suntem acum, avem parteneriați în regiune, producători agronomi, da, care au acum producție de roșii. Zilnic am ridicat sute de kilograme de roșii. Ne sună pe rând toți partenerii. Am fost sunat și sâmbătă și asta pentru mine înseamnă că sunt semnale pozitive. Da? Adică roșiile acelea ajung transformate în pastă de roșii, bulion, etc., în ce se vor transforma sau se mănâncă ca atare, dar deja numerele acestea mie îmi spun că risipa se diminuează, să dea bunul Dumnezeu să fie tot așa, dar nu putem cu mânuțele noastre, 5 oameni și cu doar 3 mașini, nu vom reuși. Adică e clar că e nevoie de mai multă implicare. Vorbesc aici, în primul rând, de noi ca bancă regională, dar pentru toți colegii provocările sunt mari. Adică pe măsură ce putem să avem mai multe persoane, resurse umane, resurse logistice, noi ca bancă pentru alimente putem să facem și mai mult. Pentru că încet, încet, companiile, unele mai devreme sau mai târziu, vor veni spre noi. Noi, până acum, în iulie, avem deja 5 parteneriate noi. Și asta spune mult. Da, voi n-ați crescut ca număr, ca și oameni. Da, noi ca oameni de anul trecut nu am crescut. Și asta spun că trebuie să ținem cont și de puterile noastre. Dar asta cumva ne ajută și zilnic venim cu zâmbetul pe buze, pentru că primim toate aceste zâmbete înapoi. Și, repet, întâlnirea de la atelierele educative e o mare recunoștință pentru noi. Să vedem concret cum ei pregătesc hrana, cum ei și-o pot gospodări. Și provocarea din septembrie va fi cu câțiva parteneri, acum punem cumva țara la cale, cu câțiva parteneri vom face aceste ateliere și în școli. În instituțiile de învățământ le vom face mai adaptat pentru copii de ciclu primar, de gimnaziu și de liceu, pentru că e important acest impact, tocmai să ajungem la acei consumatori care, iată, cum spun datele, risipa este cu precădere în gospodărie, să ajungem acolo, pentru că copiii vor spune mai departe. Da, povesti mai departe. Ei sunt cei mai buni influențări. Și pentru noi a fost foarte frumos să vedem. Am avut Săptămâna Verde anul acesta, am avut vizită de la Colegiul Bănățean, o clasă de liceu, am avut vizită de la Liceul Gerhardinum, clasă de ciclu primar și au rămas uimiți ce pot să facă ei concret. Și să combată risipa. Eu merg cu mama la cumpărături. Eu o să-mi fac listă de acum. Și a fost la final, i-am acordat o diplomă. De astăzi sunt ambasador împotriva risipei alimentare și au plecat atât de încântați că ei au o misiune. Și cred că asta putem să facem fiecare dintre noi. Să povestim de Banca pentru Alimente, să povestim concret. Pot să salvez, pot să nu cumpăr atâta când merg la cumpărături. Să-mi fac o listă, să mă duc mai des, să gătesc.
Pentru că în momentul în care gătești și, sigur, timpul este dușmanul, inamicul tuturor. Și al alimentelor, mă gândesc. Da, și atunci, poate că cu greu, mai ales vara, gătim, dar iată, din atâtea roșii, castraveți și multe legume care magazinele partenere au acum adaptate, coșuri sau spații cu alimente care se pot cumpăra la un preț mai mic, pentru că ajung în zona risipei. Deja, dacă te uiți bine, de acolo poți să faci o ciorbă, poți să faci o salată. Acele de asta produse spun, cu vânzare accelerată. Trebuie să ne uităm puțin și la acelea, exact. Pentru că asta este, cred că, primul pas pentru a putea face un pic lucrurile altfel. Cum au trecut ăștia 4 ani de când au zburat? Au zburat, da. Sunt având, atât de multe lucruri. Având activitatea aceasta logistică, operațională și întâlnirile astea, cumva ne bucurăm de tot ce s-a realizat. Pot să-mi aduc aminte, eu am început cu soțul meu în 2020, 2 persoane, 2 voluntari. Și a fost foarte interesant cum an de an au venit tot mai mulți prieteni alături de noi. Și acum vorbesc și de voluntari, de oameni care când s-a mai întâmplat, s-au stricat mașinile, s-a stricat un obiect cu care să transportăm. Am crescut într-un ritm alert, așa cum a fost și activitatea, ne-am specializat, am făcut cursuri de igienă alimentară, de motostivuitorist, de deci manager, v-ați da, manager servicii sociale, adică am investit în colegi și în oameni pentru că să facem lucrurile cu adevărat bine. Asta e important. Și în următorii 4 ani ți-ai făcut așa o proiecție cum va arăta Banca Regională pentru Alimente? Ți-ai dori ceva din partea acestui colos pe care l-ai început așa ca un bulgăre micuț și ai dat drumul? Nu cred că i-ai dat drumul. Cred că nu i-ai dat drumul la vale, cred că l-ai împins la deal. Mai degrabă să-l faci mai mare. Să dea bunul Dumnezeu să... Nu pot să zic să se dubleze activitatea, să dea Dumnezeu să rămânem cu ochii deschiși la toate aceste produse sau parteneriate care vin și să putem ajuta mai mulți oameni. Eu asta îmi doresc, să ajungem la mulți oameni, pentru că nevoia este reală. Săptămânal suntem sunați de alte organizații care ne cer ajutorul. Și sunt zile cum a fost această săptămână, dacă zilele trecute la Timișoara era festivalul Paradiselor, noi aici la Banca pentru Alimente am avut și noi un festival la Paradiselor, pentru că vă spuneam că s-au donat foarte multe roșii. Eu cred că asta e foarte important, să fim alături de micii producători, de piețe, de locuri în care unde risipa se simte prezentă și este prezentă. E această perioadă faină și nu neapărat pentru voi, pentru că e o perioadă aglomerată cu belșug din punct de vedere al producției agricole. Alergați mai mult ca oricând. Rare ori avem zile liniștite sau când sunt puține produse. Și asta e în primul rând o recunoaștere a prietenilor din companii care au înțeles. Și de exemplu, avem un mod de a comunica și logistic. Dacă ajungem într-o anumită zonă, îi sunăm, ținem legătura cu ei, pentru că se poate întâmpla să uite. Și atunci pregătesc, ce bine că mi-a trimis mesajul. Deci e o chestie de comunicare foarte mult. Comunicarea cumva a salvat și a ajutat cel mai mult. Și iată, una din dovezile muncii este legată de comunicare, este acest fundraising. A fost o experiență neașteptată pentru noi și mulțumim bunului Dumnezeu și pentru fiecare donație în parte pentru că am realizat asta. Cum putem să venim în sprijinul vostru așa ca și încheiere, ca și comunitate, om, eu știu, individ, da? Văd această informație, aud de voi sau poate am auzit deja de voi și vreau să mă implic în activitatea voastră. Ce pot să fac să vin în sprijinul Băncii Regionale pentru Alimente? Ca și companie este simplu, deci dacă sunteți companii în domeniul alimentar,
cu tot dragul sunt, avem contractele pregătite, doar trebuie să ne întâlnim, să ne cunoaștem, să vină să ne cunoască, să vadă ceea ce facem și de acolo lucrurile simple. Noi avem mașinile adaptate cu frig, mergem, ridicăm produsele, avem câțiva parteneri care, asta e frumos și interesant, și-au asumat și ne aduc ei produsele și nu vă spun ce bine e când vine cineva și ți le aduce și tu numai le descarci și le pui pentru că te ajută foarte mult logistic și le mulțumim, să știu cine sunt. Și dacă sunt persoane fizice, să vină, pot să vină, facem contract de voluntariat, ajută concret, adică se pot, îi cunoaștem. E un prim plan, pot să ne scrie pe rețelele sociale, răspundem. Numărul de telefon este vizibil pe site timișoara.banca.pentrualimente.ro. Acolo avem toate datele de contact. Sunt ferm convinsă că și în viitor Banca Regională pentru Alimente Timișoara nu doar că va fi un sprijin, ci probabil va fi și un punct în care ne vom orienta atunci când ne vom uita la exemple de bună practică, la exemple de oameni care vor să schimbe mentalități și nu în ultimul rând la oameni care fac bine fără să aștepte ceva în schimb, ci pur și simplu de dragul oamenilor din jurul lor. Hanna Ceazar, mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut astăzi timp pentru noi. Eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi la România de nota 10 și țineți minte că binele se poate face în fiecare zi, atâta timp cât vrem acest lucru. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Ioana! Mulțumesc, Radio Timișoara!